O întâlnire importantă a avut loc la începutul acestei săptămâni la sediul Guvernului României. Delegația Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, din care a făcut parte și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu reprezentanți ai Asociației Municipiilor din România, au participat la o serie importantă de consultări cu premierul României, Nicolae Ciucă, cu privire la implementarea proiectelor guvernamentale atât de importante pentru români. Discuțiile s-au concentrat asupra temelor legate de implementarea proiectelor guvernamentale de investiții, descentralizare, finanțarea măsurilor de asistență socială, asigurarea continuității furnizării de energie în sistem centralizat și pregătirea pentru iarnă, măsurile pentru începerea anului școlar și modificarea legislației în diferite sectoare pentru sprijinirea comunităților locale. În actualul context social, la nivel județean, sunt proiecte greu de gestionat din punct de vedere economic, din cauza creșterilor prețurilor la energie, combustibil și materialelor de construcții. În acest context, prim-ministrul Nicolae Ciucă a menționat fondurile alocate suplimentar autorităților locale la rectificarea bugetară și oportunitățile oferite de finanțările europene pentru continuarea proiectelor în derulare și pentru începerea unor noi investiții. Continuă Programul Național de Dezvoltare Locală și de marează Programul Național de Investiții Angel Salini, ceea ce înseamnă că liderii autorităților județene sunt focusați pe construcții de interes public sau social, modernizare drumuri, școli, infrastructură de învățământ, spitale, rețele de apă și canalizare. La consultări au participat Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Otila Zoltan Ceche, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Marcel Boloș și Ministrul Educației Sorin Mihai Câmpeanu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost reprezentantul Partidului Social Democrat la aceste consultări, iar problemele cetățenilor, dar și nevoia de dezvoltare a localităților din România au fost principalele subiecte ridicate de acesta. La nivel județean, liderul PSD Mehedinți a dovedit faptul că este un om implicat și a demonstrat că se poate face administrație în folosul cetățenilor.